Salutare, oameni ai păcii! Așa îmi place să vă zic, pentru că asta cred în aceste clipe. Dumnezeu a creat omul pe pământ pentru pace, pentru liniște, pentru dragoste, pentru empatie și pentru ajutor reciproc. Bineînțeles, există și greșeli, iar acestea se plătesc cu vieți omenești. Aș vrea să fiu doar bună și în aceste zile să fiu empatică și să vin doar cu mesaje pozitive, dar realitatea, din păcate, dictează alte reguli. Suntem în emisie directă de aici, din studioul mare de la Moldova 1, unde altă dată aș fi venit cu o emisiune de cu totul altă factură, cu o familie frumoasă, împlinită, care se gândește la vacanță și are multe planuri de viitor, dar realitatea ne face să trăim prezentul. Și tocmai de aceea ne-am gândit să venim aici buni și empatici pentru domniile voastre, pentru că există asemenea familii în Republica Moldova. Înainte să merg să-mi salut oaspeții, aș vrea să comentez câteva poze care cel puțin mi-au marcat mie această săptămână și aș vrea să rog colegii să le pună încet, încet pe ecran pentru ca să le vedeți și domniile voastre. A fost 8 martie în lumea mare, chiar dacă țările ex-sovietice percep un pic altfel această sărbătoare. Europenii știu că 8 martie este o zi în care femeia și-a căpătat drepturile. Această poză este o mulțime. Este autogara din Harkov, poză făcută în 6 martie 2022, atunci când oamenii fugeau de urgia războiului spre Polonia. Iar această poză este tot o coadă de oameni, doar că poza este făcută la Moscova și oamenii se tem că de azi încolo nu o să mai mănânce hamburgeri. Aici o femeie aduce pe lume o nouă viață, într-un spațiu mai puțin etic, dar asta nu contează. Contează că viața merge înainte. În poza asta este Mariana, vlogherița celebră din Mariupol, cea care a fost blamată și despre care s-a scris că ar fi fost poza trucată. Dar până la urmă, Mariana trăiește ororile războiului. Mariana a adus pe lume o fetiță pe care o cheamă Veronica și spunem cu toții la mulți ani și să crească sănătoasă. Iar ultima poză este poza care chiar m-a marcat, este bunica din Termopile, bunica coace pâine pentru ostașii ucraineni. Și atâta timp cât reușim să coacem pâine, iar pâinea crește în cuptor, atâta timp Dumnezeu ne iubește. Și logic aș putea să spun, pentru pace, mulțumim frumos. Sau poezie pe care o învață toți copiii în această primăvară, mama pâine albă coace, noi zburdăm voios, pentru pace, mulțumim frumos. Pâinea crește în cuptor, iar mirosul de pâine este echivalent cu pace. Și acum merg să-mi salut oaspeții, sunt și pe o parte și pe cealaltă a canapelelor, dar cumva o să pornim pe rând discuțiile ca să ne facem și văzuți și auziți. Bine ați venit, dragii mei! Bine v-am găsit! Ana Smolnitski și Sergiu Ciorbă. Tot mai mulți de fiecare dată când veniți în studioul de la O Seară în Familie, chiar vorbeam cu Anișoara, zic, când ați fost pentru prima dată, cea de-a doua fetiță era la sân, era foarte mică, după care vara trecută am fost în oaza voastră de liniște la țară, acolo unde aveați planuri frumoase și voiați să construiți o casă eco, da. Și ideea rămâne valabilă și în picioare până în prezent. Acum sunteți mai mulți, aveți un flăcău la gospodărie să vă crească mare. Mulțumesc mult! Și sunteți oamenii pe care eu îi văd foarte activi în această perioadă. Mi-a plăcut foarte mult că veneai și cu sfaturi pentru mămici, ce să facă cu copiilor, cum să încerce să nu le transmită emoția și energia asta pe care o simt. Și știu că e foarte și foarte greu. Formule de existență aveți, care s-au schimbat din mers pe parcursul a 17 zile de război? S-a schimbat doar faptul că acum suntem mai mult pe drumuri. În fiecare zi suntem ca pompierii, răspundem la apeluri de ajutor, facem parte din grupurile, cum ar fi ajutor pentru ucraineni. Dar, de fapt, eu am și alți informatori, o am pe Cristina Comerzan, o am pe Doina Cernavca de la Casa Bună, văd apelurile lor, unde e nevoie să mergem, uneori e nevoie chiar și la miez de noapte, s-a întâmplat și asta, să mergem cu cearșafuri, cu perne, ca să le ducem la o familie de refugiați. Din câte știu, Sergiu face naveta la Palanca și înapoi. Am fost doar o singură dată.
De 8 martie. De 8 martie? Da. Pentru că a lăsat-o pe Anișoara acasă să se odihnească? Nu, Anișoara s-a dus să fac ceva. Eu am mers la un seminar pentru 2 ore și el a zis că, hai, eu ies, mă duc și eu să-mi caut treabă. Unde te duci? Mă duc la palancă, mă duc să fiu util, mă duc să aduc pe cineva. Și așa a fost, a adus o familie de romi, nu că ar conta asta, dar nu se știe că au fost cam prins vreo 2 zile acolo în vamă. Tu spune mai bine, pe cine ai găsit? Acolo, la palancă, am improvizat o gară auto și se aflau acolo de 2 zile. Nu știu de ce nu puteau să plece. Deși sunt autocare, fost... toată lumea pleacă, dar iată, ei cumva da, erau blocați acolo de 2 zile. O familie cu 4 copii. Da, poate și... pentru că erau mulți. Și atunci Sergiu s-a oferit. Da, cum vă simțiți atunci când faceți fapte bune? Pentru că, în principiu, asta este o faptă bună. Eu v-am văzut foarte activ cu căruțurile pline de cumpărături și copiii după voi. Deci, cumva, nu aveți confortul de a vă lăsa undeva copiii în siguranță și să mergeți doar voi să ajutați. Încercați întotdeauna să fiți o familie. Mai lăsăm și cu bunica, dar nu putem în fiecare zi să facem asta, fiindcă... Practic, în fiecare zi, doar am avut o pauză ieri, cred, când n-am fost la cumpărături, așa să luăm angro mult, să încărcăm mașina. Dar v-am văzut și angro, apropo. Da, da, și deci nu pot în fiecare zi să apelez la bunica. O mai las și pe ea să se odihnească, mai ales că mai are și o nepoțică, încă o nepoțică, de care să aibă grijă. Și atunci se întâmplă că da, mergem împreună. Și apoi cred că este important să știe și ele ce se întâmplă. Noi nu ne ascundem după deget. Noi vorbim despre război. Ele știu asta, doar nu le arăt imagini pentru că nu vreau să le afectez emoțional. Nu vreau pavărul nocturn, dar pur și simplu nu vreau să le afectez. Hai să spunem așa. Și atunci noi vorbim despre război. Iată, poți să le întreb ce știu ele despre război, ce se întâmplă. Ce înseamnă cuvântul ăsta război? Are el vreo definiție cumva? Ce e asta război? Ce se întâmplă? Unde e război? În Ucraina. Dar tu știi unde este Ucraina? Ai fost vreodată în Ucraina? Niciodată? Am fost, dar uitat. Noi am fost în octombrie, chiar. În octombrie era, nu? Da. La Odessa. Ne-am plimbat prin acel port frumos, știi, orașul de seară, lumini și ziceam... Uite cât de fain e, Sergiu chiar zicea, uite, eu nici nu știam de locurile astea pe unde mă plimb acum, pe unde mă duci, că ar fi fain să mai revenim, chiar mă gândeam la asta. Dar și atunci deja eu nu mă simțeam în siguranță, pentru că după vamă erau posturile astea ca și cum ale pacificatorilor, sau eu nu știu cum să le numesc. Nu, erau forțele militare ucraine. Forțele militare, dar ne verificau și aveau armă și eu, sincer, nu aveam un sentiment de că, uite, sunt în siguranță, sunt în cel mai fericit loc de pe pământ. Așa, dacă este gândești. Eu mă gândesc că bărbații și femeile percep cumva diferit noțiunea de război. Mai ales când te gândești că femeile cu copii pot să părăsească țara și bărbații rămân dincolo. Ați discutat vreodată în familie despre lucrul ăsta? Sergiu, e mai dureros pentru tine când te gândești la noțiunea de război? Ți este frică? Teamă că bine, în primele zile, când, pe 24 februarie, când am aflat că s-a început războiul, când rușii au lansat rachetele, tot ce am simțit eu nu era frică, era furie. Și prima discuție care am avut, ce facem? Stăm sau cumva ne gândim să plecăm, pentru că nu știam cât de repede o să avanseze, unde să ajung, unde să se oprească. Și sentimentul pe care îl trăiam eu, ei era să rămân aici. Pentru că e foarte, foarte greu să percepi că vine ceva străin la tine în casă și să-ți spună cum străiești. Și eu înțeleg ce simt acum ucrainenii și retrăiesc cu ei. Mie mi se pare strașnic atunci când se zice că bărbații rămân și trebuie să lupte. Eu nu cred că civili au fost învățați să lupte, nu, că nu cineva chiar așa, și că trebuie să lupte. Dacă nu vrei să lupți, nu poți să lupți, nu se te impune nimeni, nu poate să-ți bage nimeni armă în mână și să lupți. Dar poți să ajuți altfel. Poți să fii acolo și să ajuți altfel. La fel cum ajută civili altfel. Pentru că nu toți au născut luptători. Și nu toți pot stragă. Nu vorbesc de tehnic să tragă, dar stragă într-un om viu. Nu toți pot să depășească astfel de situații. Dar... Zic să ascultăm o melodie de pace. Ca să ne liniștim, pentru că mi-am spus textul de început pe o singură răsuflare, deși cumva mi-am învățat tema și mi-am făcut eu pozele pentru a le da pe post. Ori de câte ori încep a vorbi și încerc să fiu calmă,
mai tare furia dinăuntru îmi iese și încerc să far calmă și caldă în același timp. Așa că eu vreau să invit pe scenă doi oameni ai emoțiilor, doi oameni care, la fel ca și voi, la fel ca și mine, la fel ca și familia Hâncu, care stă pe cealaltă parte a studioului și alături de care vom discuta în această seară, sunt oamenii care trăiesc intens tot ceea ce văd și simt. Este Alexandru Pleșca, actor la Teatrul Național Mihai Eminescu și este fiica lui Petra. Haideți să-i ascultăm, după care o să-i chemăm alături de noi la discuție. Să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace, pace, pace pe pământ. Să fie pâine pe masă și toți ai case acasă și grâu în proastă să iasă. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Să fie o blândă lumină și nu racă de grădină, doar vești frumoase să vină. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Ca focul rău să nu ardă, cât viața în noi nu e moartă, să stăm cu toții de gardă. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Sub zbuciumatele astre, destul cu atâtea dezastre, o cer durerile noastre. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Destul cu traiul de câine, spre dezvoltare și pâine, și pentru ziua de mâine. Să fie pace, pace, pace pe pământ. De-o pace dreaptă mi-e sete, pe nara-ntregii planete, a hotărât ce se vede. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Ministrii lumii să asculte de interese oculte și de cerințele multe. Să fie pace, pace, pace pe pământ. Să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace, pace, pace pe pământ. Să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace, pace, pace pe pământ. Eu cred că putem bate din palme după un asemenea manifest. Vă rog să veniți să vă așezați alături de noi. Altădată aș fi prezentat-o pe Petra drept laureata mai multor concursuri naționale și internaționale la vioară. Petra este o vioristă nemaipomenită, exact. Dar uite că aceste timpuri ne impun să facem asemenea piesei pentru prima dată când te aud cântând cu vocea. Da, mersi. Și pentru mine este o experiență și în special am decis să cânt această piesă cu tatăl meu. Alexandru, cu ce emoții ai venit la această emisiune? Nu te întreb de emoțiile de ieri, de alaltă ieri, te întreb de emoțiile de azi, pentru că trăim niște vremuri în cât culorile sufletului nostru sunt în permanență schimbare. E adevărat, chiar și în fiecare dimineață avem repetiții la teatru, sunt actor la Teatrul Național Mihai Eminescu și repetițiile noastre încep fiecare cei ce a văzut la știri și pot să ne povestească ce știu nou despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Evident că cu toții suntem tulburați de acest război și ne dorim foarte mult cât mai repede cumva să se termine, pentru că în fiecare zi ne costă vieți omenești, vieți de copii și ne dorim ca să se termine cât mai repede. Evident că emoțiile sunt destul de mari și mai ales faptul când nu știi ce te așteaptă în ziua de mâine. Cum va fi? Se va opri, nu se va opri? Va ajunge și aici, nu va ajunge? Evident că nu ne dorim să ajungă și în primul rând ne dorim să se termine războiul. Într-o vreme se vorbea despre lașitatea moldovenilor care
care își zic că atâta timp cât în Ucraina va fi război, la noi va fi pace. Sau mulțumim că luptați pentru noi. Aoleu, pentru că atâta timp cât războiul e de partea cealaltă a graniței, noi aici, cel puțin, nu știu, putem să ne uităm spre cer. Eu asemenea replici n-am auzit, dar îmi doresc foarte mult să se termine și, în general, ca artiști, ne dorim ca, eu cred că și fiecare om obișnuit, să zic așa, nu-și dorește război. Da? Deci, nicăieri în lume ar fi bine să nu existe război, da. Așa este. Avem pe cineva prin Viber. E vorba de Portugalia. Nadia Oliveira și soțul ei. Nadia este originară de Republica Moldova, a și lucrat la televiziune o perioadă. Ea ține un jurnal foarte important, Jurnalul Emigrantei, și cumva face legătura cu Republica Moldova. Vă salut cu mare drag. Bună seara, Moldova. Bună seara. Bună seara! Știu că sunteți creativi în această perioadă. Ați încercat și voi să creați, să montați o piesă originală și probabil în următoarele zile vom și auzi-o și la postul nostru de televiziune. Spuneți-mi cum se vede războiul departe de casă. Ce zic moldovenii de acolo din Portugalia? Ce zic portughezii de acolo? Știi, mă gândeam la mult la asta că măcar că este departe, nu este lângă noi, dar noi îl simțim pentru că aici s-au format și chiar și tu ai observat, toți au observat, chiar și pe același Facebook, s-au format două grupuri care sunt pro și contra și luptă între ei. Și aici noi toți simțim asta, avem prieteni, avem și eu chiar am... A avut așa situații când și-am întâlnit oameni care au avut prieteni din copilărie, dar uite, din cauza că nu s-au înțeles, din cauza opiniilor diferite, s-au despărțit, s-au certat și s-au pierdut prietenii de ani. Și asta nu numai zic aici de prietenie, dar chiar și familii întregi. Spuneți-mi care, ce se vede în oraș. Ce se vede în oraș? Am văzut meeting-uri pe străzi, am văzut lume implicată, am văzut și drapelul Rusiei, și drapelul Ucrainei. Da, aici chiar de la începuturi ei au mers în stradă, am mers chiar și eu și am făcut un reportaj din fața ambasadei ruse, unde chiar din prima zi acolo se adunau proteste, au fost proteste și au ieșit în stradă și ruși, ucraineni, moldoveni, portugheși, toți strigau nu războiului și să fie pace pe pământ. Ce spune soțul tău despre tot ce se întâmplă la tine acasă? Discutați despre asta în familie? Desigur că nu putem să trecem cu vederea, mai ales că avem prieteni din Ucraina, avem din Rusia și Portugalia este o țară care tot timpul s-a implicat, mai ales că și ea a avut în istoria ei război și primește în fiecare an, chiar și din alte țări unde au loc războaie. Și Portugalia este foarte implicată. Portugheșii vorbesc, tot primesc acasă la ei refugiați, donează. S-au unit. Eu mă bucur foarte mult că noi tot discutăm și vorbim despre că moldovenii ajută foarte mult. Aici tot s-au unit forțele ucraineni, portugheși, moldoveni împreună ca să ajute cumva, măcar că suntem departe. Fetița ta, știi ceva despre război? E Vera. Da. Eu chiar am rămas șocată pentru că are un prieten care e în altă localitate și el vorbeau și în discuția lor, eu am auzit că discutau despre, măcar că au 6 ani, dar el îi spunea, uite, Rusia luptă contra Ucrainei. Și ea tot zice că ar dori foarte mult pace pe pământ, chiar dacă ea nu vede, dar privește și normal vede imagini la televizor, mai ales că Pedro tot a compus în perioada asta, avea melodie și a compus și deja versurile la o melodie care va fi lansată mâine pe canalul de YouTube, anume că se numește Acesta nu este războiul meu. Și ea tot s-a implicat, tot a înțeles că, uite, aici este o luptă dintre bine și rău și că mulți copii au rămas pe drumuri. Știu că și Pedro a pregătit un mesaj pentru noi în limba portugheză. Nu cred că o să-l înțelegem mot-a-mot, dar cu siguranță e un mesaj de pace. Não há paz sem amor.
Pare cu mine. Pot să traduc că nu este pace sau nu există pace fără iubire și terminați războaiele. Nadia, mulțumim foarte mult. Eu știu că ești foarte implicată și în acțiuni de voluntariat în această perioadă și ții la comunitatea moldovenilor de acolo. Ești puntea de legătură cu ceea ce se întâmplă acasă și ceea ce se întâmplă în Portugalia. Să fiți sănătoși și așteptăm și piesa să o ascultăm și mesajul tău de pace. Eu tot dacă până acum spuneam sănătate, pentru că eram în perioada COVID-ului, acum tot timpul spun sănătate și pace. Mulțumim, să fie pace în lume. A fost Pedro și Nadia Oliveira din Portugalia. Cei care sunt aproape de noi, cel puțin cu ajutorul rețelelor de socializare, pentru că acolo oamenii se văd, acolo oamenii empatizează și grație lor în această perioadă am devenit cu toții mai uniți. Credeți că arta poate salva omenirea? Și vă întreb pe toți. Voi ungeți artă pe pâine. Voi sunteți oamenii care cumva încercați prin tot ceea ce faceți să fiți artistici, pentru că altfel nu poți rezista într-o lume pragmatică. Cum e cu războiul ăsta al artei care o să-l bată pe cel al armelor? Vreau să vă spun acum, în ultimul timp am observat că de fapt spectatori sunt mai puțini la teatru. Chiar și în această perioadă jucăm. Am avut niște colaborări, am jucat și la Soroca, după care am plecat și la Teatrul din Cahul, unde am jucat. Acum jucăm la Teatrul Național Mihai Eminescu. Cumva se simte, cred că, acest război și prin prisma spectatorilor vin cumva mai puțin, dar, de fapt, părerea mea că arta teatrală și nu numai a existat în orice timp, și pe timp de pace și pe timp de război, și cred că prin asta fiecare vine cu oportunitatea sa, cu ce poate să ajute, de exemplu, simplu spectator sau simplu cetățean. Deci noi cumva ajutăm prin artă, prin teatru, jucăm, aducem zâmbetul pe buze, evident, dacă avem posibilitatea prin spectacolele noastre și, într-un fel, contribuim și noi să descrețim frunțele oamenilor care acum sunt destul de încrețite din cauza ceea ce se întâmplă. Petra, ce simți în această perioadă? Părinții tăi sunt tot timpul ocupați și mai rar pe acasă ca de obicei. De fapt, Luminița Țâcu e actriță și e regizor și știu că e ocupată cu montarea și în această perioadă. Pregătiți un spectacol care va avea premieră la Cahul săptămâna viitoare, în data de 16, dacă nu greșesc. Da, chiar acum Luminița este la Cahul. Cred că urmează să o invit pe dânsa și o să zic mai multe detalii, pentru că în acest spectacol sunt implicați actori de la Teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul și are ea mai multe detalii în privința acestei premiere. Mm-hmm. Din acest motiv, dar nu este acum lângă noi. Da, dar să lăsăm și pe Petra, momentul... pe Petra să vorbească un pic. Da. Da. Ce vreau să spun este că nu trebuie să facem război, trebuie să facem artă. Și arta poate salva omenirea. Muzica poate salva omenirea, multe vieți poate salva. Pentru că muzica, de fapt, e ca un leac. Și nu numai muzica, în general, arta. E ca un leac pentru suflet și în orice moment ar putea să te facă să te simți mai bine. Așa este. Eu aș vrea să ne întoarcem un pic la voluntariat, pentru că voi faceți artă prin voluntariat prin artă. Ei fac voluntariat prin a empatiza cu oamenii care au venit aici. Unii în costume sportive, alții în pijamale și cumva încercați să le spuneți că sunt oameni vii, reali și că puteți să fiți alături de ei. Chiar înainte ați făcut de operația noastră... Bufniță, o operație tare și frumoasă. Da, Bufniță. Am dus pernuțe, bufnițe, care au inserate acolo într-un buzunăraș și plăpumioare. Uh-huh. Și una dintre fetițe, dintre refugiate, s-a lipit atât de tare de această bufniță că nu mai lăsa nici plăpumioara, o așternea peste tot, apoi se acoperea cu plăpumioara. Și mă gândeam că e o idee bună, fiindcă ei au drumuri lungi. Puțin exact. Se opresc aici, în Republica Moldova. De regulă, ei merg mai departe și au un punct nevoie de sprijin care să îi împământeze. Și ăsta ar fi apelul către noi toți, atunci când simțim că ne ia disperarea, frica, anxietatea, atunci să ne lipim de animalele de companie, să avem un obiect, picioare, să ne descălțăm, să tropăim, să bem multă apă, tot ceea ce ne conectează cu pământul aici, să ne aducă, să ne ancoreze în prezent, în aici și acum. Tu ziceai că în această perioadă bei foarte mult ceai din cana ta preferată. Exact. Ceai foarte mult, jurnalul meu mă salvează, scriu toate emoțiile mele acolo, toate, fiindcă acolo
nu ai ce filtra, nu are cine să te judece, ceea ce simți, trebuie să lași acolo, trebuie să curgă. Este important să scoatem emoțiile, fiindcă emoțiile netrăite, neconsumate cumva, ele încep să ne consume pe noi, adică să ne... pur și simplu să ne mănânce și putem să ne îmbolnăvim foarte tare, fiindcă lovește tare mult în ficat, fiecare organ răspunde pentru anumite emoții, frica, la fel, pancreasul poate să sufere și atunci e nevoie să vorbim despre asta în primul rând, putem să scriem scrisori terapeutice, ce înseamnă asta, pe o hârtie scrii tot ce simți în prima parte, uite, nu sufăr sau nu suport, urăsc faptul că se întâmplă asta cealaltă. În a doua parte chiar poți să găsești deja îndreptățiri după ce ai scos emoția toată negativă pe care o simți, niște îndreptățiri. Asta se întâmplă fiindcă chiar și acel agresor, sărmanul, este neiubit. Urăsc și lovesc oamenii care suferă. Deci oamenii fericiți nu fac rău. Și în loc să judecăm acum, să ne încărcăm cu emoții negative, să dorim moartea cuiva, să luăm partea cuiva, haideți să ne rugăm pentru pace și să facem pace în primul rând în sufletul nostru. Ceea ce se întâmplă astăzi, și atât vibrez cum vorbesc despre asta, este de fapt oglinda societății, lumii în care trăim. Am adunat prea multă răutate, invidie, tot ce vreți. E timpul să facem pace în primul rând cu noi înșine și apoi asta se va reflecta câte puțin. Începe cu comunitatea ta să răspândește asta și continuă și ea o să ducă. Tu ziceai că atunci când îți este foarte greu, ajută un om. Da. Și plăcerea de a ajuta un om. Endorfine, plăcere curată. Înainte de întâlnirea asta, ne gândeam noi, hai, sunt -7 arăta aplicația, că sunt afară, ce facem azi? Hai să mai găsim pe cineva. Sun, că știam că am, deci spuneam, informator și sun. Aveți nevoie de ajutor? Ei, mai bine ajutați pe altcineva, noi suntem bine. Zic, aha, ajutați pe altcineva. Înseamnă că ei au nevoie de ajutor, dar ei cedează. Zic, cum nu? Dar știu că aveți refugiați, un stomatolog, așa, un domn mai în vârstă, un cuplu, au luat refugiați și acolo pe rotații. Și când am adus, eu zic, dar stați un pic, dumneavoastră consumați, aveți gaz, mai scurt, căldură, toate astea. Nu ați vrea să dăm niște bani? Noi avem niște bani adunați din donații. Și eu când am zis, o, da, iată ar fi pentru electricitate și astea, că e ce mai scump. Da, vă rog, dacă e posibil. Și când am dus și toată lumea cu atâta... Eu nu știu cine a inventat că cineva e nemulțumit, că vreun refugiat este nemulțumit. Eu văd doar recunoștință și remarci de felul că vă nasbaluite, ne alintați. Că i-am adus un castron, că am adus niște perni, că a venit o doamnă cu o cratiță de acasă, cu supa pregătită de acasă, să le-o dea, să servească, era miezul nopții, când au ajuns în sfârșit în casa în care au fost adăpostiți. Eu aș vrea să mai vorbim un detaliu. Flăcăul vostru explorează studioul Micul la cercetat. Greu și, da, cumva, Sergiu astăzi e pe post de bună mai mult, de asta nu prea provoc la discuții, văd cum el leargă ochii în toate părțile. Am văzut că ai încercat să ajut și mamele care alăptează. Da. Pentru că stresul, din câte știu toate femeile la pachet, face deranjează ca să nu mai... Exact. Da. Fuge laptele. Poți să piardă laptele și în câteva consultații în alăptare au răspuns la acest apel, au sunat ca să vadă cu ce pot ajuta și, într-adevăr, noi putem să-l întoarcem laptele. Sunt anumite tehnici și... ce să-ți spun? Încercăm să ajutăm cu tot ce putem. Mai avem un Viber și dacă putem să și luăm legătura, este doamna Marcela Adam, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Doamna Adam, bună seara! Bănuiesc că deja e întuneric afară. Bună seara! Dar cred că de cât de curând se întunecă. Unde v-a prins ziua de astăzi? Nu sunteți acasă și nu sunteți singură. Cu cine sunteți alături și unde vă aflați? Astăzi sunt în raionul Telenești, în mod special aici, în localitatea Sărătenii Vechi. Suntem împreună cu doamna primar de Sărătenii Vechi, cu doamna Veronica Cucea, la... Eu aș vrea să rog colegii să mai iau o dată legătura pentru ca să reușim să și auzim ceva din ceea ce se întâmplă.
De această dată pot să zic cu mâna pe inimă, eu sunt mândră de toți cei care se implică în aceste acțiuni, atât oamenii simpli cât și la nivel de stat. Mai rar când simpli cetățeni au făcut o echipă cu oficialii și au reușit cumva să empatizeze unii cu alții și să se ajute reciproc. Sunt atâtea centre comunitare în toată Moldova, încât încercăm cumva să vedem unde în această zi de sâmbătă, o zi liberă de odihnă pentru lume, oamenii muncesc și empatizează. Doamna Adam, știu că era responsabilă de Futsal Arena de la Ciorescu, dar ziceau că e foarte frig în această perioadă și oamenii care dorm pe saltele într-o sală de sport e destul de complicat, așa că oamenii au fost repartizați în alte centre și uite că avem un centru frumos la Telenești, dacă reușim mai luăm legătura. Dacă îmi permiți numai o chestie să o zic repede. Chiar și prim-ministra Republicii Moldova a zis-o. În aceste zile, în această perioadă, ajutăm atât de mult refugiații primordial, deci preponderent, grație ajutorului societății civile, pentru că banii care vin de la donatori externi, de la ONU, de alte organizații, de la diferite țări, încă nu au fost absorbiți, încă nu se folosesc. Deci, în mare parte, sunt autoritățile locale și societatea civilă, care s-a mobilizat așa cum, poate când a început pandemia, am văzut. Pentru că și atunci ne-am bucurat de unitate și aș vrea să fim atât de uniți, nu numai pe vreme de război și atunci când există, exact. De restriște, dar și în vremuri bune, să vorbim cu vecinii, să fim mai uniți. Doamna Adam, văd că s-a reluat legătura. Spuneți-mi ce se întâmplă acolo la Sărătenii Vechi. Ce faceți? Câte lume este acolo? Ziceam că ai tot Sărătenii Vechi. Este un centru de plasament pentru persoanele în etate și cu dizabilități, dar care astăzi a devenit un adăpost pentru refugiați din Ucraina. La moment, aici și-au găsit adăpost 28 de persoane din capacitatea centrului de 36 de persoane. La moment, deci aici sunt 28 de persoane, femei și copii, copii de vârstă diferită. Eu am venit astăzi aici pentru a aduce produse alimentare și produse de igienă personală. Mă bucur că colaboratorii centrului sunt deschiși și vin în ajutor refugiaților. Și în mod special astăzi, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să aduc mulțumiri tuturor cetățenilor care și-au deschis casele, care și-au deschis inimile pentru a ajuta la năpastă vecinii noștri. Le aduc un mare mulțumesc administrațiilor publice locale care au venit în ajutorul refugiaților. Ca să vorbesc în cifre, în raionul Telenești și-au găsit adăpost circa 200 de persoane venite din Ucraina. Aici, la Sărătenii Vechi, ziceam anterior 28 de persoane, am fost ceva mai devreme la Căzănești, la liceul Adrian Păunescu, unde la fel sunt cazate peste 30 de persoane și până în seară se așteaptă alte 20 de persoane. Spuneți-mi ce stare de spirit e în rândul refugiaților, pentru că reușiți să vorbiți cu ei. Sunt pe picior de plecare sau au gânduri să rămână aici, acasă, în Republica Moldova? Sunt diferite situații. Mai multe persoane care au fost cazate în aceste zile la Căzănești, de exemplu, deja sunt plecate. Altele vin, unii preferă să rămână aici, le sugerăm să se înregistreze la Serviciul de Migrație și Azil ca să fie ajutați în continuare. Unii vor să plece. Recent, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltăieri, împreună cu doamna Cupcea am ajutat 5 persoane să plece în Germania cu transportul special oferit de Guvernul Republicii Moldova. Deci, doamna primar, aș vrea măcar să vă aud. Știu că tehnica asta e foarte greu de accesat. Spuneți-mi dacă e unită lumea, colea în satul dumneavoastră, dacă oamenii vin cu castroanele de mâncare sau cu plăcintele făcute acasă pentru ca să le împartă cu alți oameni. E foarte slab semnalul colea la sat. Cred că nu mai reușim să luăm legătura. Oricum, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, autoritățile publice locale au dat dovadă de unitate
cum nu s-a mai văzut. Oamenii simpli au demonstrat că sunt o forță și ziceam, probabil că oamenii simpli au și motivat suspușii să se adune și ei și să empatizeze cu societatea civilă, cu oamenii care, de fapt, i-au ales și care acum vor să fie alături de ei. Așa este. Un gând bun, dacă puteți să faceți pentru cei de acasă, pentru cei care suferă, pentru cei care sunt disperați, pentru cei care stau cu valizele la ușă și se gândesc că poate se duc și ei. În ultimul timp chiar am fost întrebat de câțiva prieteni, adică de mai mulți prieteni, dacă nu cumva sunt și eu cu valiza făcută și dacă aș putea să plec undeva, adică această întrebare am primit-o de multe ori. Nu vreau să plec, sunt aici, aici m-am născut, aici rămân și, cum zicea, vorbeam ceva mai devreme, chiar sunt mândru în aceste clipe de poporul meu, poate că cel mai mândru în această perioadă, că am văzut că toată lumea s-a unit ca să ajute cetățenii din Ucraina. Un gând bun, important să nu ne pierdem speranța, să avem speranță și sunt absolut convins că lucrurile se vor aranja spre bine și că binele va câștiga. Sergiu, planuri pentru vara asta? Vă apucați de construit casa? Construim mai există casă, optimismul ăla imparabil al vostru? Da, oricum, noi nu renunțăm la ideea de a realiza visul nostru de a construi o casă așa cum ne dorim. Foarte mult ne dorim ca să se liniștească tot ce se întâmplă acum, ca să trăim în pace. Aș vrea să spun că nu facem nimic deosebit și nu facem acte de eroism, facem ceea ce este omenește. Ajutăm pe aproapele nostru, indiferent că e ucrainean, că e rus, indiferent de culoare, că e rom. Și să știe toți care vin la noi în țară că sunt așteptați și o să ajutăm din puținul pe care îl avem, o să ajutăm cu ceea ce putem. Anișoara. Citim și cărți în rusă, apropo. Fiindcă am văzut că la unele teatre se interzic chiar piese semnate, iată, de Tchaikovsky sau cine era, nu țin minte bine. Și asta este trist. Nu are treabă, adică nu aș vrea să pedepsim și să ne autopedepsim lipsindu-ne de niște valori care au existat unele poate și chiar sute de ani. Vorbesc despre muzică, vorbesc despre literatură, despre... Toți suntem sub același cer. E același cer, nu există frontiere. Oamenii au inventat frontierele. Tot oamenii au inventat războaiele. Eu aș face apel chiar către femei. Energia feminină, eu cred în puterea ei. Bărbații, iată, pornesc războaie, femeile pot să le oprească. Să avem grijă de copiii noștri, să avem grijă de resursele noastre, să fim noi bine. Să nu ne rușinăm chiar să ne oferim mici plăceri acum, fiindcă oamenii sunt dezorientați, se simt vinovați că vor să trăiască mai departe în mod obișnuit, că nu, trăiți, aveți grijă de voi, bucurați-vă de viață, zâmbiți, oferiți ajutor. Dacă oferiți deci ajutor... Deci poți să-mi cumpăr o roche nouă, nu? Nu e un păcat. Te rog, chiar să ți-o cumperi. Pentru că și eu mă simt prost. Mă gândesc cumva că cineva nu are un hanurac ca să plece la drum și tu îți cumperi o roche cu paiete. Eu îți dau un exemplu. Un avion, ca să-l poți ajuta pe copilul tău în caz de urgență, ai nevoie tu, adultul, să-ți pui mască. Deci ca să poți ajuta pe cineva, pe un refugiat, tu trebuie să fii bine. Și orice resurse ajută, oricare... Mai ales în cazul femeilor, da, noi ne place să ne frumusețăm, să avem grijă de noi, să ne machiem și așa mai departe, să continue asta, să mâncăm gustos, să zâmbim, să trăim, să trăim așa cum am trăit. Copiii noștri au nevoie de normalitate, atât cât este posibil. Și dacă ai o cameră liberă, dacă ai un colț, dar numai dacă o ai, nu pentru că trebuie, fiindcă tu nu datorezi nimic nimănui. Și noi suntem aici nu ca să-ți spunem că ajută, asta e obligatoriu, nu, nu sta, nu te uita cu oamenii suferă, nu, tu nu datorezi nimic nimănui. Doar dacă o simți în interior, dacă ai resursele psihoemoționale și materiale, atunci fă-o și o să câștigi, cu siguranță. Endorfinele vin din asta, din ajutor, asta e demonstrat științific. O să ai multe endorfine, multă plăcere, multă bucurie și nu o să te poți opri. O să vină a doua zi și o să te gândești, măi, dar vreau să mai ajut pe cineva. Poți să te pun la vamă, așa, ca pe o statuie și pentru cei care vin și pentru cei care pleacă, să le vorbești așa în continuu? Serio, dar așa... Ai energie care mă lipsește și o stare de spirit dar care se transmite. E dovedit, adică nu inventez și nu vreau să aburesc pe nimeni. Așa este și eu așa simt și pe mine asta m-a ajutat să scap de anxietate. În prima zi, așa cum spun
Alexandru, prima zi, ca și prietenii lui sau mulți alții, eu am început să-mi fac valiza. Este prima reacție primitivă a omului, instinctivă, de a fugi. Cum copii mici, eu nu mai imaginam sunetul ăsta de rachete, că se bombardeze, că dacă te merești în casa noastră, dar copiii noștri, dar uite cât de micuți, dar cum? El nici viața n-a văzut-o, știi, gânduri din astea. Și fac valiza. Și pe urmă văd, spre seară, primul semnal de la Casa Bună. E nevoie de plapume, cerșafuri, mâncare, nu știu ce. A doua zi dimineața eram la magazin, gata, cu copilul, încărcam și ajutam. Și pe mine asta m-a ajutat să scap de anxietate. Zic, dacă acești refugiați au încredere că aici e bine, că ei sunt în siguranță, înseamnă că noi suntem realmente siguranță, suntem un umăr pentru cineva pentru și ei. Eu vreau să fiu. Și eu primesc mare plăcere că ajut și eu n-am nevoie de mulțumesc. Iarăși, dacă tu ajuți și tu aștepți ca să-ți spună mulțumesc și să vezi ochii ce ești și să uite la tine ca la Dumnezeu, da, jalnici, dar nu fă asta, dar nu-i nevoie. Deci nu se cerșește bunătatea, e se face din inimă, se simte și ea merge mai departe. Și eu n-ar trebui, apropo, tot vreau să adaug aici, n-ar trebui cumva de făcut un PR de asta, de făcut tot felul de selfie cu oameni, că eu am ajutat și uitați-vă pe cine. Asta mi se pare cumva tot destul de jenantă situația, să iei pe acești oameni care vin dintr-o țară de alături vecinii noștri, din război, din unde zboară rachetele și tu în același timp faci selfie cu ei și postezi pe rețele de socializare. Mi se pare, cum zicea, dar dacă vrei să o faci, fă-o și fără ca să primești acel mulțumesc. Nu să mai afișezi și toată treaba asta. Pe cum, e nevoie, eu aici am un contraargument, e nevoie de un PR, fiindcă asta mobilizează. Fiindcă după ce fac eu o postare, că uite, am cumpărat și eu știu ce zici, eu mă simt penibil să zic, dați-vă, fac poze sau ceva, dați spate să fac poze. Sau uneori, noi avem totuși niște donatori implicați care ne ajută cu niște bani, au colectat oamenii, deci, nu că sunt companii sau ceva, oameni simple, știi, de peste hotare. Și eu parcă mă simt obligată să arăt că mai nu mi-a luat mie banii ăștia, eu îți jur că eu m-am dus, chiar am cumpărat, chiar am dus și uite, chiar să faci poză la pungile pe care le-ai cumpărat. Nu, dar exact ceea ce tu spui, se simte atunci când tu o faci ca să te promovezi pe tine, să te pui două în capete. Față. Dacă nu arăți, nu ești un exemplu pentru alții. Eu cam greu v-am convins să veniți. Anișoara zice, da, e nevoie, nu am vrea să eu ieșim în față. Și am zis, trebuie, dar el spune, și el fix așa a spus, dacă trebuie, hai! Trebuie, dar pentru că noi suntem oamenii care trăim și construim prezentul și respirăm cu prezentul ăsta. Eu mai am niște invitații care așteaptă și cumva vreau să-i pun în valoare. Alexandru și Petra, vreau să vă rog să mergeți pe scenă să ne cântați. Vă mulțumesc tare mult și salutări mamei acasă. Eu acum o să mă laud, că e colega mea de facultate. Sigur, sigur. Și că uite, Petra, ce fată mare e deja. Puteți să rămâniți mulțumesc. Să vă jucați colea cu copiii lui Igor Hâncu, pentru că la el o să merg în continuare, dar nu înainte să ascultăm pe Petra și pe Alexandru. Și totuși există iubire, și totuși există blestem, da lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem, da lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și tu și iubirea există, și moartea există și ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de fapt e a ta. Ce zic se aude aiurea, mă-ntorc la silaba din tâi. Prăval peste tine pădurea, adio, adică rămâi. Și totuși există iubire, și totuși există blestem, Da lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem, Da lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem, Da lumii de știre, iubesc, am curaj și bătăm. Mulțumim foarte mult și totuși există iubire, zicea Adrian Păunescu, și câtă dreptate avea. Puteți să rămâneți în studio pentru atmosferă dacă vreți să vă încărcați bateriile.
Petra și Alexandru Pleșca, iar eu o să merg în cele ce urmează la familia lui Igor Hâncu. Igor vine și cu flori pentru fete, pentru că a adus o grămadă materiale aici alături. Bine ați venit, dragii mei, deși noi cumva ne-am văzut, dar pentru complezență, pentru cadru, trebuie să ne salutăm. Victoria Novak, Igor Hâncu și ele fete sau fiete, cum îi spuneți? Cum e corect? Fite. E originar din Germane, din această perioadă se află la Chișinău. Ca să deschidem parantezele, familia Hâncu este o familie de antreprenori, cei care au făcut și antreprenoriat social. Sunt oamenii care, pentru a-și ține părinții aici acasă, Republica Moldova, au deschis o afacere în care sunt implicați oameni de diferite generații și vârste. Au fost cei care au făcut primele viziere pentru medici la început de pandemie. Au fost oamenii care, din cauza COVID-ului, au inventat sau grație COVID-ului, până la urmă, au inventat o sănuță zburătoare și la sărbătorile de iarnă au urcat cu macaraua la ferestrele centrului Mamei și a Copilului pentru a aduce bucuria pe ochii copiilor. Și uite că sunt oamenii care s-au implicat activ și în această perioadă destul de complicată pentru omenire. Ia spuneți-mi cum acasă v-ați pus ambii la masă și a zis trebuie să facem ceva. Evident, deci nu încătă îndoială pentru că noi sigur, promovăm un model, un concept nou de antreprenoriat social, acela care privește dincolo de profit și acel model de antreprenoriat social în care ai mai mult plăcerea de a dărui decât a primi. Și ori de câte ori vine câte urgie peste noi, noi încercăm să ne mobilizăm, să ne reprofilăm dacă este cazul, dar să identificăm soluții pe termen scurt. Despre jucărica aia din mână, o jucărie foarte simplă, a scris și presa internațională, grație lui Fite, care e din Germania, astăzi, în data de 12 martie, presa din Germania a scris despre voi și despre această jucărie simbol, care a fost transformată într-o inimă, un simbol al Ucrainei. Ați strâns și bani, da? Încercați să vindeți jucării din astea pe internet și aveți deja 1000 de euro strânsă? Da, am depășit deja 1500 de euro pentru materia primă. Chiar am fost și am și achiziționat-o, că e un mare risc să rămânem fără materia primă pentru hărțile puzzle sau pentru jucării. Noi de 10 ani jucăm și creăm tot felul de povești. Zi-mi povestea aia, din care forme, mi-ai zis-o și data trecută când ai fost la emisiune. Da, acum am adaptat povestea și jucăria. Ori asta e forma supremă pe care am primit-o, culmea, de la un oaspete, că noi nu spunem refugiați, cei care au fost în casa noastră, toți pleacă fie cu harta puzzle, fie cu astfel de jucărie și atât pe drum. Ne-au creat o formă nouă pe care n-am făcut-o noi inițial. Jucăria asta am făcut-o acum ediție specială pe care vrem să o oferim tuturor micilor oaspeți ca să se simtă în Moldova ca acasă și să devenim, cum zicea și Ana, cea mai plăcută amintire a lor despre război. Și noi putem să facem asta și o facem datorită celor care vin la noi la EduJoc și celor care ne ajută să achiziționăm materie primă pentru această campanie. Știți ce mi s-a părut wow? Faptul că voi ați descoperit niște cubulețe din carton cu care copiii ucraineni reușesc să-și construiască case. Prima imagine pe care am văzut-o a fost o imagine care mi-a scos lacrimi, pentru că m-am gândit că ei sunt cei care vor reconstrui Ucraina. Așa a și fost rebotezată acel joc, denumit acel joc de copii, când au văzut cărămizi, când au văzut cât de ușor se fixează una în alta, au zis hai să reconstruim Ucraina. Copii de 5, de 7, de 8 ani, chiar dacă nu avem dacă îmi dai voie, din cauza copiilor cu care te joci, s-a dus la maliera și dacă îmi dai voie o să se oprindă înapoi ca să te faci și auzit. Spuneam că ei au botezat acel joc setul de construcții prin care vom reconstrui Ucraina. Asta au și făcut, s-au pus pe treabă fără să le explicăm. Noi de regulă le explicăm, le arătăm, însă când au văzut cărămizile și au văzut cât de repede se construiesc, așa au și spus. La fel și harta puzzle, făcută în premieră. Noi avem harta cu Republica Moldova, harta cu Europa, cu harta lumii, însă de data asta
pentru copii este un material didactic ca ei să continuă procesul educațional. Deci ei au nevoie de grijă, au nevoie de atenție, au nevoie de hrană, de haine, dar mai ales continuă procesul educațional. Ori noi ne-am gândit... No, eu cred că dacă îmi dai voie să o iau un pic în mână, harta asta înseamnă altceva. Exact în aceste clipe vedem copii ucraineni care se joacă la voi acasă și în ateliere, copii care construiesc o țară nouă. Sunt copii care cred în țara lor, cred în viitorul țărilor, copiii care încearcă să treacă dincolo de război, dar iată bucățele astea mici din puzzle-ul ăsta sunt de fapt regiunile Ucrainei. Nu cred că exista o jucărie mai nobilă în această perioadă decât un joc de puzzle în care copiii încearcă să-și reconstruiască țara. E simbol. Adevărat. Și bravo și toți, pentru toți cei care vin, toți primesc această jucărie și chiar primim mesaje, au ajuns cu ea în Turcia, au ajuns cu ea în Polonia, au ajuns cu ea în Germania și ne trimit ultimul mesaj pe care l-am primit, a fost înduioșător. Mămica ne spunea că am făcut o competiție cu copilul să rezolvăm harta. Deci eu am rezolvat-o în 5 minute, copilul în 3 minute, iar împreună în 2 minute. Și atunci am înțeles un lucru foarte important. Împreună vom reconstrui bucată cu bucată Ucraina foarte, foarte rapid. Ori acest lucru ne-a motivat, ne-a dat putere întregii echipe și nouă șlufite. Ia uitați-vă cine e pe ecran. Eu o să-ți iau vorba din gură acum, pentru că vă văd emoționați pe toți. Este Tatiana Zahorska, este refugiată din Ucraina, care a stat la voi acasă o perioadă și pe care ați petrecut-o. Mașina a lăsat-o la noi în curte, deci mașina ei este la noi în curte. Tatiana, добрый вечер! Добрый вечер, здравствуйте, студия! Где ты сейчас находишься? Я сейчас нахожусь в Стамбуле. Рядом со мной фамилия Игорь и Виктория Хынко. Что тебе запомнилось в эти несколько дней, которые ты провела у нас в Молдове? Да. Во-первых, я очень рада слышать Игоря, Викторию, привет еще раз. Да, они встретили очень хорошо, очень приятная семья с двумя прекрасными детками. Нас накормили, напоили, мы выспались, все помогли мне с билетами. Ну, любая помощь, которая, ну, у меня были вопросы, они помогали и очень мне сильно помогли. Мой ребенок как бы даже отдохнул после длинной поездки, после стресса. Ну, вообще, огромное им спасибо. Также помогли мне добраться до аэропорта. Я даже оставила свою машину у них. Ну, как бы, не переживаю, потому что, ну, люди, семья очень приятная. И, ну, дай бог, чтобы они были счастливы, и все у них было хорошо. Татьяна, это значит, что вы вернетесь? Да, я вернусь в любом случае. Но, да, не знаю, как, через сколько и когда все закончится. Что ты будешь делать в это время? Что ты собираешься там делать? У тебя там есть родственники? Да, у меня есть там знакомые, пока я не решила. Сейчас выходные, поэтому я буду оформлять статус беженца и буду идти в иммиграционную службу. Это в понедельник. А там я еще пока не знаю, что они мне скажут. У тебя есть сынишка, он взял с собой, не знаю, пазл с картой Украины? Да, или да, кубики да, я забыла какие-то. Сказать. Да, прекрасная карта Украины, пазлы, да, из дерева, и там еще флаг Украины, он играет тоже до сих пор, он, ну, вместе с ним. Он просто сейчас отдыхает, поэтому... Ты можешь мне сказать, что ты ела или кушала, не знаю, что-то такое интересное у нас в Молдове? Виктория, cred că e o bucătărie foarte bună, nu? Ну, интересно, мне понравилось, не знаю, чечевица последняя была вкусная. Ну, все вкусно. Мне все понравилось. Из еды. Что ты хочешь сказать украинцам, которые еще здесь у нас в Республике Молдова? Да, я хочу сказать, чтобы они не боялись доверять, ехать. Ну, то есть... Чтобы они держались прежде всего, потому что ситуация в Украине очень плохая. Мне жаль тех матерей с детьми, ну, которые еще чтоб там. Не боялись, да, да. Чтобы не боялись, приезжали, ну, в Молдову, останавливались, там помогают хорошо.
Спасибо тебе большое, что ты зашла с нами по Вайберу. Игорь и Виктория тебя увидели. И ждем обратно домой. Да. Можно скорее. Ты хорошо доехала. Я не вижу вас, но слышу. Да. Я слышу голос. Ну, я рада, что вы что-то знакомое. Да, я вернусь, конечно, к вам. Спасибо вам. Мы рады, что вы хорошо долетели. Да, да. Спасибо вам. Обнимаем вам, вас, спасибо, Руслана. Спасибо вам. Да, и вам спасибо, что помогли нам, очень помогли. Ну, не знаю, так судьба мне сложилась, ну, что именно встретила вас. Запомнила хоть одно слово на румынском? А, нет. Не знаю, сейчас не скажу. Следующий раз. Да, спасибо, следующий раз. Да, и будьте здоровы. Mulțumim foarte mult, Tatiana Zaharova a fost alături de noi prin Viber din Turcia. Acolo unde ați ajutat-o să ajungă. Hai să-l implicăm și pe Fite un pic în discuții. How do you feel in Moldova? Oh, very nice. All the people that I met so far were very kind. Everyone offers you some food or other things. And yeah, it's also a very big pleasure for me to stay here with Victoria. Deci e plăcerea lui că e aici și place Igor. Și mâncarea și tot ce se întâmplă. Toată lumea oferă ceva de mâncare, dar uite, omis să spună și ceva de băut de fiecare dată, doar că el este vegan. Noi acum și postim și evident postim și de la băuturile și la licoarea lui. What emotion do you have in present? On the one hand, of course, it's a very hard situation or also yeah, it feels a bit strange because of the war. On the other hand, it's a very good feeling here to get the feeling that you can help the people with building the toys, and so it's a kind of sometimes a roller coaster up and down. Yeah. Da, e duplicitară emoție pe care o simte Fite, pentru că una că poate să ajute, alta e tot ce se întâmplă acum. Asta simțim cu toții. De fapt, voi ați făcut cunoștință în cadrul unui târg internațional. El a venit să învețe meseria aici, dar pentru că a început războiul, nu s-a mai întors. Unde trebuia să ajungă? Unde se pornise Fite de aici? Următoarea lui destinație, de fapt, este Istanbul. Trebuia să ajungă, cred că, cam o săptămână jumate în urmă, dar a decis să mai stea. Dar noi, deci, am făcut cunoștință la un proiect Erasmus în Polonia, lui a plăcut activitatea noastră și a decis să vină la noi să învețe din conceptul pe care noi îl facem. Și iată, rămas impresionat de felul cum ne-am mobilizat noi, cum ne-am deschis ușile casei și cum reușim cumva să le facem pe toate și inclusiv să le implicăm în toate activitățile. Noi în timpul săptămânii meșterim, iar sâmbătă și duminica mergem prin centre, oferim jocuri și ne jucăm. Da. Asta a fost cumva o scânteie pentru el. Am venit cu ideea să pornim o campanie de colectare fonduri în Germania, campanie care iată se bucură de succes, suntem extrem de recunoscători. Pentru că vom putea împărți cu cei care, cu oaspeții noștri care vin din Ucraina, nu doar pacea, casa și puținul pe care îl avem, dar inclusiv să devenim cea mai frumoasă amintire a lor, a copiilor și să le oferim un material didactic care iată, să continue procesul educațional. Noi avem situații când copiii nu vor să plece din casa noastră. Și ai noștri foarte mult se atașează, cred că le ia exact o jumătate de oră ca să se împrietenească cu toți copiii. Câți oameni ucraineni, câți cetățeni ai Ucrainei l-au călcat pragul de la începutul războiului? Noi am cazat 20 de persoane. Au fost 8 familii, dintre care 12 adulți și 8 copii. Dar am avut ușa deschisă pentru toți cei care au sunat și toți cei care vor suna de acum încolo. Și le mulțumim voluntarilor care sunt la graniță și care îi direcționează. Fac legătura, noi le transmitem locația. Uneori, iată, cu Tatiana, mi-amintesc că mi-a luat ceva timp să o conving să vină. E o mamă singură, venea cu copilul cu mașina și nu avea încredere. Închipuiți-vă că
s-a pornit și nu știa unde ajunge și cu ce casă poposește. I-am spus că noi am mai primit oaspeți din Nicolaev, suntem de treabă, pot să-i dau, nu știu, profilul de social media, să vină liniștit. O sunam pe fiecare jumătate de oră, o întrebam unde se află. La un moment dat nu mai avea minute pe cartel, am ajutat-o repejor, am rezolvat ca să fie liniștită, să vină, să conducă, pentru că e și vremea destul de periculoasă. Ați reușit cumva să faceți și mărțișoare deosebit în această perioadă. Am acceptat cu drag din start să mi-l pun la piept. Noi ziceam că e sau e cămașă... Ucrainska e vâșivanca, așa spunem noi. S-au bucurat foarte mult. Noi am făcut inclusiv cu copiii. Când mergem prin centre... Și fite poartă, chiar din prima zi a mărțișorului, da. Am din înțeles. Prima zi am spus legendele mărțișorului și... și-a meșterit-o el singur, el, cu mâna lui. Și... continuăm, de atunci continuăm să meșterim, să facem. You are a hero in Germany. It is writing the new papers about you. He is a hero in Moldova. He's a very famous guy in Moldova also. We worked there together with a German NGO that helped us there to raise some money for the toys, and they also managed to publish our story in the newspapers. Yeah. Eu ziceam că e o vedetă la el în Germania, Igor a zis, nu, el e o vedetă aici în Republica Moldova. De ce ziceam că e vedetă? Pentru că astăzi au scris ziarele despre el, care e aici în Moldova și ajută, ori în contextul războiului, din păcate, dar acest război ne-a scos în lume și toată lumea a aflat despre Moldova, despre moldoveni, despre empatia și bunătatea noastră. Pentru că de când mă țin minte copăcel la casa a părinților, vorba lui Ion Creangă, întotdeauna am auzit fraza că suntem buni, ospitalieri și gospodari. Și uite că acest război, într-adevăr, a scos calitatea asta umană din noi, mai mult ca niciodată. Mai e cineva prin Viber cu noi. E vorba de Asociația Moldovenilor Noroc din Olanda. Doamna Victoria, ne auziți? Viorica, ne auziți? Ne vedeți? Bună seara! Bună seara! Ce face Olanda la ora asta? Sau ce fac moldovenii din Olanda? Îmi pregătim cină. De auzit vă aud, dar nu vă văd. Sigur că nu ne vedeți. Noi, în schimb, avem prioritatea de a vă vedea. O să ne vedeți mai târziu, dacă o să luați și înregistrarea. Sunteți în emisie directă la Postul Național de Televiziune. Am alături de mine oameni empatici, adevărați voluntari, cei care au găzduit familii de ucraineni în această perioadă, cei care au ridicat moralul copiilor. Și vreau să vă întreb ce emoții trăiți dumneavoastră departe de casă. Dacă încercați să vă mobilizați și dacă încercați să fiți activi. Da, mersi mult pentru întrebare și mersi pentru invitație. Noroc Olanda este o fundație olandeză care are mai multe domenii de activitate, printre care și este și caritatea. Niciodată nu ne-am așteptat să fim activi în cazuri de criză legate de refugiați, dar iată, ne-am pomenit în așa situație, la fel ca și mulți moldoveni. Pe data de 24 a fost un șoc pentru noi și am trăit emoții de frustrare, de frică, de disperare. După care, peste vreo două zile, am spus că e nevoie să fim activi, să facem ceva și dacă să plângem, mă rog, e trist. Noi am realizat la un moment dat că războiul... S-au mobilizat în Olanda, la fel cooperăm cu diasporile moldovenești din diferite țări. Cooperăm cu diaspora ucraineană în Olanda, la fel cooperăm cu diferite comunități din Olanda pentru a colecta bunuri și fonduri pentru a ajuta refugiații ucraineni în Moldova. Vreau să-mi spuneți ce zic olandezii despre acest război. Pentru noi e lesne de înțeles, sunt vecinii noștri, noi vorbim cu ei, noi reușim să ne înțelegem, noi putem să empatizăm. În principiu am crescut cu aceeași cultură la graniță. Cum văd olandezii războiul de la granița dintre Republica Moldova și Ucraina? Sunt șocați și faptul că mai departe de Ucraina noi facem mai puțin empatici. Olandezii la fel s-au mobilizat, adună foarte mult ajutor pentru Ucraina.
De exemplu, a fost o acțiune foarte mare pe toată Olanda, unde s-au donat 106 milioane de euro pentru cazul Ucrainei. Am foarte mulți cunoscuți care ne ajută să adunăm lucruri pentru refugiați pentru Moldova și pentru Ucraina. Am contactat foarte multe companii, am folosit tot network-ul nostru pe care îl avem pentru a ajuta cumva. Mulțumim foarte mult că sunteți cu noi pe aceeași lungime de undă. Ce gând ați avea pentru noi, pentru prietenii și rudele care au rămas aici acasă în Republica Moldova? Le spuneți să rămână aici sau de fiecare dată când vă telefonați prietenii le spuneți faceți-vă bagajele și veniți în Olanda? Prietenii din Ucraina sigur că au plecat, dar din Moldova o întrebare foarte grea, la fel ca și mulți alții stăm cu grijă, dar și cu speranța că nu va fi nevoie ca oamenii să facă bagajele și să plece. Cea mai mare speranță, la fel încercăm să comunicăm cu organizații, diferite instituții în Olanda și mass media pentru a informa despre situația care este în Moldova și pentru necesitatea unui ajutor mai substanțial internațional. Mulțumim foarte mult că ați intrat în legătură directă cu noi. Vă simțim aproape și simțim energia asta care trece dincolo de granițe. Mulțumim celor care s-au implicat acolo departe de casă și care reușesc să transmită un ajutor substanțial atât refugiaților cât și voluntarilor, celor care se ocupă aici de cetățenii ucraineni. Sigur. Și este nevoie să fim uniți și să nu ne mirim jertfă dezbinării. Mulțumim, sănătate și pace. Aceasta este cea mai frumoasă urare a prezentului. Da, mulțumim. Asociația Noroc Olanda a fost în legătură directă cu noi. Deci, moldoveni de pretutindeni s-au unit pentru o cauză nobilă. Eu vreau să mai vorbim ceva în legătură cu familia voastră frumoasă și prezentul pe care îl trăiți. Ați făcut zile de naștere. Ați suflat în lumânări în această perioadă și ați creat normalitatea prezentului pentru copiii din Ucraina. Pe 26 februarie am făcut 40 de ani. N-aveam niciun chef, m-au sunat prietenii, am spus să anulăm, mulțumesc orice fel de manifestare. Ei, știți cum mi-am revenit? Am luat o cutie cu jucării și m-am dus la Moldexpo și am stat cu fită în mijlocul oaspeților dragi și m-am jucat cu ei. Și ați făcut așa tărăboi cum l-ați făcut astăzi în studio? Aici e nimic ce am făcut noi acolo. Și în momentul ăla am înțeles că, iată, această terapie prin joacă, terapie prin ajutor, terapie prin dăruire este cea mai eficientă și cea mai bună. De atunci nu ne-am oprit. Că am avut primul grup, un grup numeros și întâmplător, înainte să plece, i-am oferit harta puzzle la una din fetițe. Au început să plângă cu toții. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic, cu ce am greșit, ce n-am spus bine. Uh-huh. Și zice, uite, astăzi este ziua Elenei, ea face 15 ani. Întâmplarea a fost să-i ofer harta exactă Elenei. Și atunci, repede, Victoria a improvizat o tortă, lumânări și am sărbătorit așa, într-un cerc restrâns, ca într-o familie. Nu pot să vă dau ce emoții am trăit atunci, și noi, și doamnele, dar mai ales sărbătorita. Victoria, tu, femeia este păstrătoarea focului din vatră. În această perioadă tu ai avut o misiune foarte grea. Te văd cu tortul în mână, în imagini, pentru că am reușit să facem rost de ele. Cât de greu ți-a fost să rămâi pe linia de plutire și să fii femeia calmă, primitoare, care are grijă să, nu știu, să hrănească atâția oameni, să facă curățenie, să le oferi căldura aia de care au nevoie? Știți, m-a motivat foarte mult chiar persoanele care ne-au pus și pragul. Sunt niște femei puternice. Ele au reușit să-și ia copilul în brațe și să fugă. Multe din ele și-au lăsat soții, tații, mamele, unele din ele și-au lăsat acolo. Și acum mă trec fior când vorbesc despre ele. Deci și povestea lor, povestea fiecare din ele m-a emoționat foarte mult. Și faptul că am putut să le dărui necondiționat grija noastră, o mâncare caldă, un pat confortabil, chiar și un pachet de covrigi la drum. Deci orice
a fost oferit de noi, a fost apreciat de ei și cumva familia noastră se își hrănește sufletul prin a dărui, prin a oferi această... Acum câțiva ani ai devenit voluntarul anului, 2019 sau 2018? 2018, 2018. Da. Și în 2004 sau în 2008, prima dată, adică când era adolescentă, în 2008 a fost voluntarul anului. Da, în 2018 deja dacă plăcerea pe care ai simțit-o atunci, când ai fost la nivel de țară numită voluntara anului, se compară cu emoțiile de voluntariat pe care le trăiești acum. Adevăratul voluntariat. Într-adevăr, vezi, deci, acum este adevăratul voluntariat, cumva este un... simt că putem oferi mult mai mult din puținul care noi îl avem și suntem empatici și încercăm să le oferim această speranță acestor femei care așteaptă ziua când se vor reîntoarce la ele acasă și își vor relua activitatea. Cum păstrați rutina? E întrebarea de final de discuție cu familia voastră, deși vă las să vă jucați aici în continuare până la finalul emisiunii. Cum păstrați rutina? Cum încercați să faceți curățenie, să duceți gunoiul, să măturați ograda, să mergeți zilnic în atelier cu un orar cât de cât exact? La microfon, dar nu s-aud. Noi nu prea ne batem capul de rutina noastră. Dar încercăm să le oferim o rutină nouă copiilor care vin. Ca ei să nu se gândească la... Mi-amintesc că unul din copii, la un moment dat, a îmbrățat-o pe mică, a început să plângă și a zis că aud sirena. Adică copiii au fost marcați. Să știți că noi devenim... Și mai... Moldova, sirenele se aud des. Cele ale ambulanțelor. Devenim mult mai bogați cu fiecare familie de refugiați pe care îi primim, pentru că le ascultăm poveștile. Bunicul nostru... Când a văzut primul grup, ce face bunicul de obicei, s-a dus și a adus un ulcior cu vin alb. Primul grup a botezat medicament de casă. Deci după un pahar cu vin și în fața focului, oamenii au început, una din doamne mi-a zis că, mă credeți că după două ore a început să recapăt memoria. Ori să auzi așa ceva în casă, te las fără grai. Iată, de asta... încurajez pe toți să-și deschidă casă, să-și deschidă sufletul, să împartă din puțin, că o să devină bogați cu sufletul, cu duhul și o să se simtă oameni, o să se simtă utili, o să se simtă cu adevărat importanți și cu adevărat fericiți. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp astăzi pentru noi, din timpul prețios pe care îl aveți și îl împărțiți cu alții în aceste zile. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să puteți să fiți activi. Și mai departe, pentru că atunci când vorbeam de invitați, îmi doream oameni vii și adevărați care empatizează și care nu lasă mâinile în jos în fața greutăților. Pentru că nu e de pus în rama laudei ceea ce faceți voi, ci mai degrabă e bun de pus în rama vieții. Știu că nu așteptați un mulțumesc mare în formă de inimă galben-albastră, dar el oricum vine și oricum îl primiți zilnic din partea celor care deja au plecat, dar cumva răsunetul, uite că este prezent. O să trecem prin note muzicale la următoarea familie, pentru că eu cred că arta ne poate salva sufletește, ea aduce armonia perfectă, ea liniștește la fel cum natura se liniștește după o boară de ploaie, la fel fiecare melodie cântată din inimă ajunge la sufletul celuilalt, îl curăță și îl purifică. Adriana Babin. Thank you.
Adriana Babin și un liber tango. Astăzi te rog să vii să te așezi alături de noi, exact ca și viața noastră tumultoasă din această perioadă. Bună seara, familiei Marian! Acum o să încep cu mama, pentru că ea e păstrătoarea focului din vatră, doamna Elena Marian. Pe urmă e Adriana Marianu, ca și vârstă acum, ca să fim corecți, e Badea. E capul celor mai talentați copii pe care reușește să-i adune și care au venit cu un mesaj de pace la început de primăvară, National Youth Orchestra, și mezinul care cred că e cel mai rar acasă în această perioadă, Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și acum vii de undeva din deplasare și am reușit să te prindem în trecere prin Chișinău. De unde vii? Cum a fost ziua de azi a unui deputat? O zi liberă, de fapt. Da, bună seara încă o dată. Am fost la Rezina astăzi. M-am întâlnit cu mai mulți cetățeni. Ne-am întâlnit și cu echipa locală și am discutat despre, mă rog, ce se întâmplă în țară. Am pus la cale următoarele, eu știu, acțiuni, planuri și deja am comunicat oamenilor că o să avem grijă în continuare ca țara să funcționeze bine, să fie totul bine și pace și există liniște. Există refugiați la Rezina? Da, există, mai da. Departe, există dacă aproximativ 200 de refugiați și în Rezina, cazați în centrele comunitare organizate de guvern. Majoritatea raioanelor Republica Moldova există refugiați. Sigur, mare parte sunt aici la Chișinău, dar sigur toți oamenii contribuie, și cetățenii și companiile și statul și autoritățile publice locale, toți sunt concentrați în acest efort de a ajuta ucrainenii. Adrian, tu ajuți altfel. Tu ești pe altă filieră. Tu ai războiul tău cu cea mai frumoasă armonie posibilă. A fost greu în această perioadă să rămâi calm și sigur pe tine și pe echipa ta? Bine, Radu, a fost mai calm. Prima zi am vrut să iei pe mama și pe tată să plecăm în România, dar... Deci tot cu valiza la ușă sunteți. Nu, deja cred că nu. Nu am format-o, dar era în gând. Bine, dar nu eram speriat, am zis că hai să luăm o măsură de... E o reacție normală a omului care vrea să supraviețuiască până la urmă. Dar ce să zic, cred că artiștii, am spus-o în alte interviuri, că cumva așa e o chestie ciclică, pentru că tot în perioada asta, 2 ani în urmă, s-a început pandemia, acum... Chestia asta și cumva, desigur că noi suntem primii care, știți, doar înturnirile sunt cele care sunt afectate, dar a fost totuși un moment frumos, a fost acest mărțișor, a fost un concert care ne-am unit mai mulți artiști și cumva am pus accent pe solidaritate și pe aceste două culori, pe albastru și galben. Și exact. A fost așa un moment destul de nobil, dar singur m-am chiar și... Ca și mămica, ne-am plecat cât putem, am adus de la Căușeni niște refugiați, au stat pe noapte, am cazat, am ajutat să ajung în România niște refugiați, muzicieni sau nu neapărat. Deci cumva cred că ca și toți din fiecare din noi. Doamna Elena, cum sunt mamele de băieți perioada asta? Eu mai discutasem despre asta, cumva mamele de băieți simt mai acut războiul, pentru că nici o mamă nu și-a crescut băiatul pentru război. Și dacă facem analogie cu mamele din Ucraina, e jale mare. Ce să zic? Despre război nici nu vreau să vorbesc. Cel cuvânt nu vreau să-l pronunț, dar prima zi când a început războiul, ca și toată lumea, eram și eu personal într-o așa șoc, să zicem așa. Neliniște, frică, nu știam cine așteaptă nici până în seară. Habar nu aveam ce să fie. Asta a durat o zi, totuși a durat destul de mult. În primul rând mă gândeam la Răduțu, fiindcă este la postură responsabilă și tot greul cade pe conducerea țării. Ce să faci în acest moment, că lumea fuge din Ucraina, acolo bombardează. Imediat am început să telefonez toți colegii, toți prietenii mei din Ucraina, că am destul de mulți și sunt peste tot, absolut, în toate orașele. În toate aceste orașe unde se bombardează, am prieteni, vorbesc de colegii mei dirijori, de peste hotare, cu toți am discutat, deci sigur toți erau ca și noi șocați, nu știau ce va fi mâine, dar era prima zi de război, acum e și mai dramatic. Sunt acolo sau au reușit cumva să iasă? Știți, iată, noi dirijorii suntem totuși într-un fel oameni patrioți, fiindcă așa ne este menirea noastră, să fim patrioți, ce facem, ne dăruim și niciun dirijor n-a plecat din țara sa. Spune limba rusă, nicuda ne uedem. Это наша земля,
Это мой город, мы никуда не уйдем. Și am zis că ușile sunt deschise pentru voi, vă aștept oricând. Când o să credeți că nu mai puteți sta acolo, vă aștept aici, la mine acasă. Aveți timp acum să vă adunați așa în familie cu toții? Să stați la o, la o farfurie de zeamă, la o ceașcă mai de puțin, ceai? Mai puțin acum, dar cred că... Mai des acum? Poate sau poate. Mai des, aș spune. Mama vă adună sau nu? Da, nu, mai seamă. Ne întâlnim, e important acum să continuăm totuși rutina, bun, rutina, să ne întâlnim în familie. Acum îți dai seama în momentele astea că problemele cotidiene care le-am avut până acum nici nu contează, pe lângă săi, știi cum, război sau rachete care zboară lângă tine. Deci cumva tot ce am avut până recent ni se pare mic, minuscul și orice problemă care o ai poate fi ușor rezolvabil chiar și pentru noi în administrarea treburilor statului. Chiar vorbeam că, uite, ne dor de momentul în care discutam despre acolo. Despre cine poartă mască în, da, în plenul, da, exact, Parlamentului. Și așa e și în familie. Dar oricum e important să continuăm rutina noastră, să întâlnim cu familia, cu prietenii, să, mă rog, cred că noi facem asta în continuare și trebuie tot, da, să... E un om drag vou care nu reușește să-și bea cafeaua odată cu voi, e sora voastră Cristina. Noi am căutat-o și am găsit-o peste 9 mări și 9 țări. Știu că e în Macedonia, Cristina. Cristina, noi te și vedem, tu doar ne auzi. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ia spune, cu câte clipe în urmă ai reușit să vorbești cu ai tăi de acasă? Cât de des vă telefonați și vă vorbiți în această perioadă? Da, cred că cel mai des vorbesc cu mama, cu frații așa mai răruți, pentru că toți sunt foarte, foarte ocupați acum, în special cu situația dată, dar încercăm să păstrăm legătura. Cred că eu mai des îi sun pe toți. Da, Cristina, tu ești stabilită în Macedonia împreună cu familia ta. Chiar și atunci când frații tăi împreună cu mama și cu tata au fost luați pe ție emisiune o seară în familie, erai în Germania atunci, dacă nu greșesc, tot erai departe de casă, da, era și nu ai reușit să fii alături de noi. Spune-mi acum, pe vreme de pace la noi și de război în Ucraina, cum te simți când nu ești alături de ai tăi de acasă? Deși situația, da, acolo bănuiesc că e mult mai calmă decât la noi. Da, deci în comparație cred că cu Moldova și România, normal că Macedonia, situația mult mai calmă, dar toată lumea urmărește ce se întâmplă. Deci cred că tot continentul și celelalte continente care sunt interesate, toți urmăresc situația, dacă se va fi spre bine sau nu. Dar eu cred că cel mai important este ca toată lumea să păstreze calmul și să fim pozitivi, să fim optimiști și cred că asta va învinge. Spune-mi dacă ai simțit că în Macedonia se vorbește acum mai des despre Moldova decât altă dată. Da, deci din primele zile când a început conflictul la oficiu, toată lumea, deci tot subiectul zilei era acesta și explicam la toți ce se întâmplă. Deci, pentru că sunt și foarte multe știri false, sunt și multe opinii, deci oamenii au alte opinii despre Rusia, cineva are alte opinii despre Ucraina și eu încercam într-un fel să le explic, uite, asta de fapt este situația reală, eu sunt de acolo, deci toată adolescența mea mergeam în Ucraina la mare, deci aveam prieteni, mama a zis că mergeam acolo și la festivale, concerte, deci suntem într-un fel conectați și cu Ucraina și cât de cât cunoaștem mai bine situația decât ceilalți din țări care niciodată n-au fost acolo sau n-au nicio tangență cu ucrainenii. Nu sunt foarte tare la istorie, dar știu că Macedonia a trecut și ea prin conflicte bine în perioada de reformare și de restructurare a țărilor post-sovietice, cumva a fost atinsă și ea. Se simte starea asta că ei înțeleg ceea ce se întâmplă și că dau dreptate unora sau altora? Da, deci oamenii într-un fel își readuc aminte de situația lor de conflict și chiar rudele soțului meu personal au fost în situația în care au trebuit să părăsească orașe ca să meargă într-un loc mai sigur. Dar îmi povesteau cum auzeau ei bombardamente, cum auzeau împușcături. Chiar am mers în locuri unde până acum sunt clădiri cu găuri de la gloanțe. Și da, în felul își reamintesc o imagine nu foarte plăcută și cred că de-aia sunt foarte solidari cu ce se întâmplă în Ucraina. Cristina, noi ne bucurăm că te-am văzut, că ești vie sănătoasă
și că vrei să fii alături de familia ta, asta e clar, nu? Nu te-am întrebat, dar sunt convinsă că vrei să fii aici acasă și să-i strângi în brațe. Noi da. Să ne revedem cât mai curând, să ne revedem și noi, să ne îmbrățișăm cât mai curând. Așa va fi, mulțumesc tare mult. Cristina Marian, nu? Că acum e măritată, dar tot Marian a rămas pentru Marian. Cei de acasă. Să fii sănătoasă, să fie pace. Voi drag de sora voastră? Voi dor de ea? Da, normal. Mama te îmbrățișează. Eu vă pup și o să fie pace și o să fie bine. Exact vorba unui cântec mai vechi care rămâne actual și astăzi. Cum încercați voi să vă țineți moralul ridicat, să fiți optimiști? Când ajunge Radu acasă după o zi încărcată, da, stați împreună sau nu? Nu. Deci la telefon mama cu siguranță sună și întreabă, totul bine? Bun, dați seama, acum o zi bună înseamnă... Da, știi, ce înseamnă o zi bună? O zi bună înseamnă să fii pace și liniște. Cumva standardele pentru ce înseamnă o zi bună acum s-au redus. Și înțelegi cât de importantă e pacea. Atunci când treci o zi și totul e ok, Moldova și nu, e, nu s-a întâmplat nimic strașnic, atunci îți dai seama că e o zi a fost ok și ești pozitiv. Suntem într-un moment în care nu prea poți să faci planuri tare lungi. Așa e conjunctura. Și cel mai eficient sau cel mai ușor poți să treci pe momentele astea ca să trăiești așa, de zi cu zi, uite, să... Întotdeauna să ții speranța că ziua de azi o să treacă bine și o să fie totul în regulă. Deci cam asta e modul în care eu cred că putem să trecem cu bine peste situații, dar, mă rog, așa văd lucrurile. Adriana e aici cu noi, e cu gândul, că cumva vreau să prind mai multe vorbe, că noi ne-am văzut cumva pe timp de pace acum vreo o lună în urmă. Da, pentru că am avut norocul să mai prindem un concert la Palatul Republicii. Ia zi-mi ce înseamnă o zi bună pentru tine acum și pentru generația ta, care e plină de vise, de optimism, care e nerăbdătoare să cucerească lumea, de pe un drum să vină și pe altul să plece. Păi, probabil ca și pentru toți, pentru că în aceste timpuri pe care le trăim cu toții, o zi bună e atunci când știi că poți să-ți suni părinții și sunt bine, ok, când știi că ai unde să te întorci și acum mă refer la modul cel mai direct, că casa ta e... așa cum ai lăsat-o, asta cred că e o zi bună, pentru că mai mult nu știu dacă ne putem dori în momentul actual, mai ales fiind conștienți și ținând legătura cu cei de acolo, de peste gard, dacă putem să zicem așa, de vecinii noștri, pentru că eu sunt sigură că la fel cum eu am prieteni în Ucraina, fiecare are și rude și prieteni și suntem absolut conștienți de ce se întâmplă. Rudele mele din Ucraina au video instalat la casă și în fiecare zi de aici, din Moldova, se uită la telefon dacă casa lor este intactă. Ei stau într-o suburbie a Kievului, unde au loc bombardamente. Și încercăm să nu-i privim atunci când se uită la telefon, să vadă dacă încă există casa lor. Și ceea ce ai zis tu, dacă avem casă, e deja o normalitate și e bine. Reușiți să vă faceți planuri pentru viitor? Acum nu ne facem. Noi întotdeauna ne-am obișnuit la anul nou să avem agenda. Nu cred. Și cumva să încercăm să o umplem, să o scriem frumos. Așa e prima lună, da, cel puțin. Da, chiar ai după dreptate. Care mergem la mare, ne mai facem o vacanță, mai prindem niște prieteni undeva și ne mai întâlnim. Și uite că dintr-o dată realitatea ți arată că trebuie să trăiești prezentul. Cu ziua de azi. Și cam atât. Eu știu că noi suntem în emisie directă și la ora 19 vin știrile peste noi. Reușim să ne mai cânte Adriana Babin o piesă sau dăm mesajul ăla frumos pe care îl avem cu zâna surprizelor pregătit? Da? Adriana, hai mai cântă-ne ceva. Mie îmi place să cred că pacea care există în Republica Moldova va dănui veșnic aici și vom reuși să o ducem și dincolo de graniță, pentru că ei, mai mult decât noi, au nevoie de normalitate și ceea ce încercăm noi să dăm dincolo de sticlă este normalitatea. Așa că e normal să cântăm. Ori formatul emisiunii O seară în familie neapărat presupune și armonii muzicale. O ascultăm pe Adriana Babin, mai schimbăm o vorbă, două și prindem și un mesaj de suflet. Thank you.
mulțumim foarte mult. Te rog să vii aici ca să fim alături până la finalul emisiunii. Altă dată aș fi ascultat altfel această piesă, dar probabil prezentul dictează emoțiile pe care le încearcă fiecare dintre noi. Mai e cineva prin Viber în legătură directă cu noi? Este voluntarul Casian Nicolae, care este în România și bănuiesc că e undeva la vamă în această clipă. Salutare, omule! Da. La revedere, bună ziua! Unde bună ești acum? În Vama de Sighet. Ce se întâmplă acum acolo? Știu că lumea îți spune șeful și nu degeaba. Știu că ești omul care odată cu începutul războiului s-a mutat la vamă. Nu chiar de la început, cam de o săptămână jumate de miercurea trecută. Am ajuns din Baia Mare și am tot rămas aici. Am fost o singură noapte plecat ca să rezolv niște acte și am revenit înapoi în vamă. Casian, ce faci? Care e menirea ta? Care e ocupația ta? Cum te simți util? În momentul de față mă ocup de îmbarcarea persoanelor care vor să meargă în afară, în extern. Și am grijă de ei cu tot ce înseamnă pe drum, să aibă mâncare, să aibă apă, tot ce înseamnă lucrurile astea. Atunci când zici să iasă în extern, te gândești că părăsește zona frontierei române, da? Ei pleacă mai departe în alte țări. Da, de regulă spre Budapesta, Polonia, Germania, Cehia, cam astea sunt cele, Austria, cam astea sunt cele mai cerute zone în care care e destinația cea mai cerută de ucraineni? Polonia, aș spune eu, Polonia. Varsovia, Cracovia, astea ar fi orașele în care ar vrea să ajungă. Mă gândeam la un moment dat că pentru noi moldovenii e puțin mai simplu, pentru că în principiu noi cunoaștem și vorbim limba rusă. Și cumva cu ucrainenii reușim mai ușor să ne înțelegem. Ce faceți voi, frații noștri de peste Prut? Cum vă înțelegeți? Cum discutați? Avem foarte mulți voluntari care știu limba ucraineană, unii știu și rusă, și ambele, și ne ajutăm reciproc foarte mult. Chiar sunt momente în care avem, fără ei, nu avem cum să vorbim cu persoanele care trec granița din Ucraina în România. Ai mai făcut voluntariat până acum, până la izbucnirea războiului din Ucraina? Am mai făcut, dar prea puțin. Nu aș putea spune. Eventual o zi, două, dar așa, ceva foarte mic. Asta e prima dată când pot să zic că fac la un nivel atât de mare. Ce te-a motivat? De ce? De la Baia Mare ai ajuns la vamă și de ce zi și noapte ești pe poziție? Pentru că, într-un fel, eu sunt pe jumătate ucrainean. Tatăl meu se trage din Creazna Vișeului, exact la graniță cu Ucraina. Și de când a început, după două, trei zile, când am început să conștientizez ceea ce se întâmplă, nu știu, simțeam o oarecare chemare să ajung aici. Și în momentul în care am ajuns aici, am fost foarte neliniștit, inclusiv la locul de muncă unde lucram, până în momentul în care am ajuns aici. După ce am ajuns aici, într-un fel sau altul, am ajuns să fiu împăcat, dar în același timp foarte neliniștit pentru lucrurile care se întâmplă și oamenii care vin și trec granița către noi. Ce mesaj ai avea pentru toți oamenii de bună credință? Pentru cei care cumva vor să fie buni și nu știu cum? Să facă ceea ce simt. Ceea ce simt în suflet, aia să facă și să pună în aplicare. Casian, eu îți mulțumesc foarte mult că ai intrat în legătură directă cu noi și îți mulțumim și că ești acolo pentru prietenii și vecinii noștri ucraineni și ne bucurăm că mai multă lume de aici și de dincolo de Prut sunt alături de cetățenii Ucrainei. Mă bucur și eu și să sperăm că o să se termine cât mai repede și până atunci să ne facem treaba în continuare și să ne organizăm din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Așa să fie, să fie sănătate și să fie pace. Am fost în legătură directă cu Casian Nicolae Zota, care este la Sighetul Marmației și e unul din voluntarii care stă acolo non-stop. Ne-a fost recomandat și am fost bucuroși să intrăm cu el în legătură directă despre voluntari. Dacă puteți, în câteva cuvinte, fiecare dintre voi, să ziceți cum v-ați ciocnit cu voluntarii moldoveni și cât de empatici sunt ei sau noi, sau poporul nostru, cumva ne identificăm acum fiecare în parte cu ceea ce se întâmplă la scară națională.
Da, eu știți cum pot să spun din perspectiva autorităților că noi cumva anticipam acest lucru și am pregătit anumite lucruri pentru refugiați, orice eventualitate. Și eram pregătiți pentru primele zile, ceea ce ne-a copleșit. A fost numărul extraordinar colosal de voluntari care au venit, ajutoare, donații. Deci, efectiv, primele zile nu știam cum să administrăm tot acest ajutor, această contribuție fenomenală pe care vreau să o ducă oamenii. Și am rămas, știți cum, atât de bucuroși și mândri de cetățenii publici Moldova care au atâta bunătate. Am mers de mai multe ori la centre de refugiați și am văzut cu câtă ardoare lucrează voluntarii și cât de mult vor să ajute pe ucraineni și asta poate doar să ne facă mândri de cetățenii noștri, Republicii Moldova, care așa pot să sară la ajutor, indiferent de faptul că suntem o țară mai mică și nu avem chiar atât de multe resurse. Buturuga mică răstoarnă carul mare și am demonstrat lucrul ăsta. Doamna Marian. În cor avem două fete. Mm-hmm. Doi membri ai corului care la fel fac voluntariat. Dar vorbim de corul cantabile, cu care o să finalizăm această emisiune. Și deci prin membrii mei am înțeles cum se lucrează. Deci copiii ăștia nu dorm câte trei nopți. Deci 24 din 24 de ore au grijă de acești oameni care vin din Ucraina. Și nu este atât de ușor. Nu este. Pe final ascultăm și o melodie în limba ucraineană, scrisă acum, recent, nu? Imprimată, prospijoară scoasă din cuptor. Da. E un mesaj și un manifest pe care ați reușit să-l imprimați împreună cu fetele din Cantabile. Noi o să le ascultăm la final, dar asta nu înainte, să reușim să punem pe post și un mesaj de la Zâna Surprizelor. Am avut o discuție telefonică cu Andreea Marin, care este ambasadorul UNICEF în România și care este și ea la vamă în această perioadă. Empatizează cu ceea ce se întâmplă în Ucraina și este alături de copiii ucraineni și a ținut în mod separat să trimită un mesaj și pentru moldovenii ei dragi. Bine v-am regăsit, moldovenii mei dragi! Mă simt ca acasă atunci când ajung la voi, mă simt ca acasă atunci când sunt printre voi. De data aceasta mă simt printre oameni cu majusculă atunci când mă gândesc la voi. Și asta pentru că am văzut atâtea dovezi de omenie în aceste zile și în România de dincolo și de dincoace de Prut, cum obișnuim să spunem, dar noi suntem cu toții un suflet și vă mulțumesc cu toată inima pentru că sunteți alături de oameni aflați într-un moment extrem de greu în viața lor. Știm bine că oricare dintre noi se poate afla într-un moment greu la un moment dat. Și e atât de importantă unitatea, e atât de importantă solidaritatea și sensibilitatea vecinilor atunci când pur și simplu iei ce apuci în mâinile tale, îți iei copilașul de mâini, îți părăsești țara, îți părăsești oamenii dragi, cei care rămân și pleci spre necunoscut. Asta li se întâmplă oamenilor pe care îi port în suflet din Ucraina și copiilor și maturilor. Cel mai mult am întâlnit mămici cu micuți la granița noastră și am înțeles câtă durere e acolo și câtă teamă de necunoscut și câtă teamă pentru cei dragi rămași acasă. Ce mai poate să însemne acasă acum printre ruine și după o asemenea urgie ce s-a abătut asupra lor. Haideți să fim oameni în continuare. Fiecare alege unde și cum donează. Eu am ales să sprijin UNICEF în România. Voi puteți alege să sprijiniți orice cauză care vi se pare serioasă și care își duce la bun sfârșit misiunea și aveți această încredere. Important e să fim alături la nevoie și Dumnezeu să ne ajute să rămânem cu sufletul plin și cu inițiativa de a fi aproape de cei care o duc mai greu decât noi astăzi. Sănătate multă și pace! Andreea Marin, cea care a venit cu un mesaj de pace, Dumnezeu
ne iubește și El o să aibă grijă de noi. Cred că acesta ar fi mesajul de final de emisiune. Am avut astăzi o emisiune zgomotoasă, cu multă lume, cu mulți copii, cu speranță, optimism și gânduri pozitive. Textul meu de final este simplu, ca de fiecare dată: iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Și acum vă las alături de Corul Cantabile și Elena Marian.